Antibioticele sunt folosite pentru a distruge sau a inhiba creșterea bacteriilor. Deși s-ar putea să vă gândiți la antibiotice ca la medicina modernă, acestea există de fapt de secole. Antibioticele originale, la fel ca multe dintre antibioticele de astăzi, sunt derivate din surse naturale. Anumite extracte de plante, uleiuri esențiale și chiar alimente au proprietăți antibiotice. De exemplu, unele extracte alimentare și vegetale pot împiedica dezvoltarea bacteriilor din alimente. Uneori, aceste proprietăți se extind dincolo de alimente și vă pot ajuta în igiena personală. Extractul de merișor, de exemplu, conține atât compuși antibacterieni cât și antioxidanți, ceea ce îl face un remediu de casă pentru infecțiile tractului urinar. Și plantele medicinale pot fi antibiotice. Un mic studiu de eșantionare a 58 de plante chinezești a constatat faptul că 23 au proprietăți antibacteriene și 15 au proprietăți antifungice. Un studiu din 2018 a constatat că o terapie pe bază de plante a fost la fel de eficientă ca un antibiotic chimic în tratarea unei tulburări de creștere bacteriană excesivă a intestinului subțire. Ei bine, cel mai puternic antibiotic natural se prepară foarte ușor acasă, folosind un borcan de sticlă și câteva ingrediente pe care sigur le ai în bucătărie, combinând usturoiul, ghimbirul lămâia și mierea, veți obține o rețetă puternică de stimulare a imunității și un antibiotic natural care vă va face sistemul imunitar mai puternic și capabil să lupte cu ușurință împotriva unei infecții virale, bacteriene sau fungice. Această rețetă de tonic pentru stimularea imunității este destul de ușor de făcut. Este un remediu pe bază de usturoi, ghimbir, lămâie, miere, potrivit pentru întreaga familie, inclusiv pentru copii. În urmă cu câțiva ani eram în mod constant bolnavă și făceam răceală după răceală și multe infecții în mod regulat. Medicamentele convenționale nu mă ajutau, ci făceau mult mai rău. Acest lucru m-a făcut să caut rețete naturale de stimulare a imunității care să mă ajute efectiv să lupt cu toate acele infecții fără efecte secundare. Am vrut o abordare mai naturală. Trebuie să-mi interesc rapid sistemul imunitar și să evit toate acele antibiotice care m-au pus în această situație în primul rând. Am descoperit că remediile naturale de cele mai multe ori sunt mult mai puternice decât omologii lor și încet încet am început să dezvolt noi obiceiuri care m-au ajutat să am dezvolt un sistem imunitar puternic. Relatează disinius.ro